Sunt 4 zone cu pericol latent. Cea mai apropiată de România este Transnistria, cu o suprafață de 4200 de kilometri pătrați, o populație de jumătate de milion. În septembrie 1990, Transnistria și-a declarat independența. În războiul care a urmat s-a implicat și armata a 14-a rusă. În 92 s-a semnat armistițiul. Rusia are în continuare trupe în Transnistria. A doua regiune este Osetia de Sud, cu o suprafață de 3900 de kilometri pătrați și o populație de doar 70.000. În 90 și-a declarat independența. În 91 au început luptele și a mai declarat odată independența în 2006, iar în august 2008 a început războiul de 6 zile. Georgienii au intrat în Osetia de Sud, însă au fost practic pulverizați de armata rusă. Cea de-a treia regiune cu probleme, Abhazia, suprafață de 8600 de kilometri pătrați, o populație de 216.000. În 89 au izbucnit violențele. Declararea independenței a fost în iulie 92. În septembrie 93 Abhazii au putut controla capitala, ajutați de ruși. Este recunoscută Abhazia de Rusia și de Nicaragua. Cea de-a patra regiune cu probleme, Nagorno-Karabakh, suprafață 4400 de kilometri pătrați și o populație de 138.000. Au izbucnit violențele în 88, războiul a început în 91, în 94 s-a semnat armistițiul. Trupele armene ocupă și acum 15% din Azerbaidjan. Nagorno-Karabakh nu este recunoscută de nimeni. Teoretic, în oricare din aceste 4 autoproclamate republici ar putea să reizbucnească conflictul și, bineînțeles, întreaga regiune ar fi destabilizată.